la vârf, de aici, de la vârf, din creștet, de la primul rând până aici, în total sunt 26 de rânduri. Și uitați cum arată pălăriguța deocamdată, dar pentru că eu vreau să se așeze frumos pe cap, întâi să așeze modelul. Trag un picuț de ea, pentru că nu vreau să fie largă, să-i pice de pe cap copilașului. Da? Deci așez modelul, pentru că atunci când o voi usca pe balon, așa o să o usuc. La lărgimea la care se duce ea aproape de tot. Deci nu trag excesiv, ci pur și simplu să se așez modelul. Și abia acum măsor. Da? Deci după ce am așezat-o, ia să vedem ce circumferință avem noi. De 45 de centimetri. 22,5. Deci 45 de centimetri, de aia se duce 45-46 de centimetri fără niciun fel de problemă. Deci este perfectă pentru vârsta pentru care am lucrat. Ia să văd dacă am aici, nu am, dar o să văd la tabelul la început cu dimensiunile. Deci eu lucrez pentru o fetiță de 3 anișori, pălăriguța aceasta. Și înălțimea la care am ajuns eu este de 16 cm. Pentru o căciuliță aș fi lucrat 18 cm, dar pentru că este pălăriuță, este suficient. Aproape 16, dar cu rândul următor, care este pregătitor pentru bor. Deci la rândul următor nu înmulțim, dar nu mai facem modelul ca până acum. Deci avem 1, 2, 3 ochiuri de lați care țin loc de primul picioruș. Facem picioruș dublu deasupra fiecărui picioruș de pe rândul anterior, din cele 4. 3, 4. Picioruș dublu deasupra piciorușului, dar nu mai luăm pe dedesubt. Ba da, îl iau pe dedesubt pe acesta, ca să aibă continuitate. Aici unde avem două ochiuri de lanț, facem două piciorușe duble. 1, 2. Acum, avem cele patru pe rândul anterior, deci deasupra lor facem patru piciorușe duble. Cele patru piciorușe duble, da? Deasupra celor patru, pe acesta îl luăm pe dedesubt, așa cum am luat pe tot parcursul pălăriuței. Acum, avem cele două ochiuri de lanț, facem două piciorușe duble. Și așa facem până la sfârșitul rândului. Deci este practic un rând doar cu piciorușe duble, fără ochiuri de lanț, de la un capăt la altul. Continuăm. Și am ajuns la sfârșitul rândului. Am făcut aici 3 piciorușe duble reduse. Ne ducem deasupra primului picioruș cu piciorușul alunecat. Astfel am încheiat un prim rând. Un ochi de lanț și pe următoarele două rânduri vom face piciorușe duble reduse unul după altul fără să înmulțim. Da? Deci nu înmulțim. Pur și simplu facem piciorușe duble reduse unul după altul, două sau trei rânduri, vedem, o să văd cum se așează borul. Da? Deci dăm după croșetă, băgăm în următorul, deci pe sub cele două fire și scoatem prin toate trei. Picioruș dublu redus. Pentru că picioruș dublu ar fi însemnat să scot prin două și învoată prin două. Redus e pentru că scoatem, îl reducem dintr-o dată. Nu mai scoatem de două ori ca la picioruș dublu normal. Două sau trei rânduri. Nu știu, o să văd cum o să se așeze. Facem unul după altul piciorușe duble reduse. Lucrat uniform, strâns, ca să așeze frumos borul. Dacă tragem de croșetă, el se lucrează frumos. Unul după altul, fără să mulțim.
Deci următoarele două sau trei rânduri. Vedem cât de repede se cere să mai înmulțim. Continuăm. Și am făcut încă trei rânduri. Deci în afară de rândul cu înmulțirea, încă trei rânduri cu același număr de ochiuri. Ochiuri, de același număr de piciorușe, mă scuzați, fără să mai înmulțesc. Încheiem rândul cu piciorușa alunecat. Uitați, dacă e încheiat corect, nici nu se vede unde este îmbinarea de rând. Foarte, foarte, foarte puțin. Și acum, uitați, o să probez. Deci 48 are circumferința capului copilului. L-am măsurat eu, mămica am spus că este 47, dar 48 are. Și îmbrac, balonul are 48 circumferința. Și vreau să văd, uitați ce e. El cred că se duce până spre 50, 52, 54 chiar. Uitați că e lejer. Dar, pentru că eu o să o apretez pe balon, la final ea o să aibă exact dimensiunea pe care o doresc. Și mă uit și văd că mai trebuie lucrat la bor și se cere deja că n-aș înmulți pe rândul următor, ea mi s-ar trage în jos. Da? De asta am îmbrăcat balonul, să văd dacă îmi cere să mai înmulțesc acum de la rândul următor. Da, și la rândul următor o să mai înmulțesc. Uitați ce frumos așează modelul, grozav. Am făcut treabă bună. Acum dăm balonul deoparte. Și pe următorul rând o să mai înmulțesc. Aici au fost 7 piciorușe, deci în 7 am înmulțit de 2 ori. Practic am înmulțit, deci am făcut 2 și am înmulțit în al treilea, am făcut 3 și am înmulțit în al patrulea, ceva de gen. Acum, deci un ochi de lanț și facem tot piciorușe duble reduse. Deci, practic, ochiul de lanț se loc de un prim picioruș. Al doilea, al treilea, al patrulea. În al cincilea înmulțim. Deci o dată și încă o dată. Da? Deci 4 fără să înmulțim. 1, 2, 3, 4, unul după altul, fără să înmulțim. În al cincilea facem 2. Da? 1 și încă 1 în același loc. Următoarele 4 nu mulțim. 1, 2, 3, 4, în al 5-lea înmulțim. 1, 2. Țin să vă mai specific ceva, deci după fiecare, deci după lucru, ca să poată să se așeze, deci tragem de ochiuri. Exact cum trebuie să stea împins aici pe căciuliță, așa și aici, pentru că în momentul când lucrăm, el stă strâns. Și tragem, desfacem ochiurile la maxim, ca să poată așeza borul frumos, da? Și sigur, sigur, sigur o să vă iasă, dacă faceți așa cum fac și eu. N-are cum mie să-mi iasă și vouă să nu vă iasă lucrând exact cu aceeași croșetă. Firul poate fi diferit, bumbac să fie. Se poate lucra cu Flavia, cu Cotton X Mona 5, îmi place foarte mult cum se lucrează, cu bumbac mercerizat pentru că are un pic mai multă. Și cu macrame merge. Da, croșeta 1.75 dacă vreți să vă iasă dimensiunea pe care o am eu. Deci am înmulțit aici, da? Și așa continuăm până la sfârșitul rândului. Făcând 4, fără să mulțim, deci 1, 2, 3, 4, în al 5-lea înmulțim, 1 și încă 1. Și așa facem rândul ăsta până la sfârșitul rândului, apoi rândurile următoare, nu știu, 4-5 rânduri cât ne permite și cât de mare vreți vorul. La urma urmei sunt persoane care vor un bor mai micuț, dar eu cred că mai fac în afară de rândul acesta, deci este rândul cu mulțire, următoarele rânduri fără să mai înmulțim. Da? Continuăm. Și am mai făcut încă 3 rânduri. Deci,
A fost rândul, primul rând aici, după orificii, după găurele în care am înmulțit. Am făcut încă 3 rânduri. Apoi încă un rând unde am înmulțit 4 și în al 5-lea am înmulțit, după cum v-am arătat. Și am mai făcut încă 3 rânduri fără să înmulțim. Asta, borul. Borul pălăriei. Deci la mine a ajuns la... Eu am doar, deci 3 cm și jumătate la păr. Și eu o să o las așa, pentru mămica pentru care, mămica fetiție pentru care fac eu pălărioara, nu vreau un bor mare, vreau un bor micuț. Dar pentru cine vrea să facă borul mai mare, mai trebuie înmulțit. Haideți să vă arăt cum se probează. Deci tragem, v-am zis, până la maxim, întindem borul, da? Tragem de el la fel cum e, trebuie și la restul pălăriei. Ca să puteți vedea cum se așează. Eu o să îmbrac balonul meu. Îl îmbrac, așezăm pălăria în crește frumos. Și văd cum se așează borul. Deci borul nu este perfect drept. Este ușor cloșat, da? Pentru că așa vrea mămica. Dar pentru cine vrea borul mai mare, mai trebuie înmulțit, deci dacă vrei să-l faceți mai mare de atât. Poate sunt persoane care vor un bor mai mare la pălărioară, dar eu zic eu că pentru un copilaș nu e nevoie. Este suficient. Și vedeți, e ușor cloșat, nu e perfect drept. Da? E bine puțin în jos. Așa că suficient ca să nu-i bată soarele în ochișor la fetiță. Și pentru mine este suficient, atât îl vrea, atât l-am făcut. Dar dacă voi îl vreți mai mare, pe rândul următor înmulțiți, deci am înmulțit aici cu 4 și în al 5-lea am înmulțit. Aici faceți 5, în al 6-lea înmulțiți și încă 3 rânduri fără să înmulțiți. Și în felul acesta se obțin 4 rânduri, care înseamnă să aproape 2 cm. Dar la mine este suficient. Așa că o să tai firul. Și de undeva de alături, deci ultimul rând, o să-l fac cu un fir de altă culoare și o să fac pasul racului. Deci facem în prim un ochi de lanț și de undeva tot din partea din spate o să pornesc. Firul lăsat un picuț mai lunguț ca să-l putem prinde în margine cu acul, un ochi de lanț. Și în fiecare, dar o să, pentru a da, deci aici la ultimul rând, ori punem un fir din plastic, dar fiind pentru copil eu nu o să pun fir din plastic, pentru că o să o apretez și fac pasul racului pentru o ținută a marginii frumoase. Deci făcut piciorușe scurte, dar înapoi. Pentru începătoare poate fi un picuț mai dificil, dar nu e greu să știți, cere un pic de exercițiu. Deci, lucrat înapoi, că de asta e și spune pasul racului. Mie îmi place cum se așează marginea și aspectul și ținuta. Îi dă și un aspect și o ținută frumoasă. Da? Deci, pur și simplu, băgăm înapoi. Băgăm croșeta, scoatem firul și scoatem prin ele. Piciorușe scurte, lucrate înapoi. Uitați ce frumos se așează. Și astfel facem de jur împrejur. În felul acesta mai îți dă o ținută frumoasă și un aspect grozav la pălăriuța noastră. Continuăm până ajungem în partea astălaltă și firele, ca să nu se cunoască, să se vadă frumos, vom împreuna aici cu acul, vom așeza, da? În așa fel încât să se vadă frumos. Continuăm. Și am terminat, dragilor. Vedeți că am făcut de jur împrejur, uitați ce frumos se așează, deci tragem și întindem frumos toată marginea aceasta, da, borul pălăriei și acum așezăm pe balon. Așezăm pălăria frumos, o tragem și o așezăm frumos pe balon și o să o tapetăm cu aracet, îndoit cu apă,
soluție de racet, cu o soluție de racet un pic mai diluată decât la pălăriile de dame, pentru că nu vreau să stea chiar foarte, foarte țeapănă pălăria aceasta. Adică ea să aibă ținută, dar să nu fie tare, să nu fie chiar ca tabla. Am tutorial, cum se numește, deci dați la căutare, cum apretăm, călcăm la o pălărie. E cum apretăm, călcăm și uscăm la o pălărie. Așa se numește tutorialul, în care arat pas cu pas cum se apretează și cum se așează la final o astfel de, chiar și o pălăriuță de damă. Dar în principiu se umezește cu un burete cu aracet înduit cu apă, lăsată pe balon și borul, bineînțeles, el chiar dacă rămâne deformat, lăsată să se usuce foarte bine. Și apoi când scoatem balonul, pălăria ca are forma rotundă și se așează foarte bine, rămâne exact pe dimensiunea pe care, deci dacă balonul are dimensiunea corectă, exact dimensiunea capului și pălăria am așezat-o pe balon, clar atunci când o să fie apretată și o scoate pe balon, ea se poate așeza pe cap perfect, exact cum stă pe balon, așa va sta și pe cap. Și apoi cu fierul de călcat, cu abur de la distanță, se așează și borul în așa fel încât să rămână drept perfect. V-am spus și acum, dar acolo vă arat pas cu pas, v-am zis, este tutorial făcut. Căutați pe canalul meu și îl veți găsi. Acum, deci după ce lăsăm pălăria, atât timp cât pălăria se usucă, ne ocupăm și o să croșetăm ornamentele pentru pălărie. Eu vreau să o frumusețez cu flori și cu frunze. Trandafir, o să fac un trandafir exact la culoarea bordurii pălăriei. Am tutorial cum croșetăm, nu, cum facem trandafir croșetat, se numește tutorialul. Am folosit trandafirul la o diademă. El se face ușor, ușor durează un picuț, e mică, adică durează un picuț mai mult un astfel de trandafir pentru că are petale multe, dar nu e greu deloc, este ușor, ușor tare de tot. Și apoi o să vă arăt și cum am făcut frunzulițele și floricelele cele mici. Ia să vedem o floricică. O fac cu roz, am un roz aici, am și roșu, deci o să fac floricele și roz și roșii și trandafirul portocaliu. Culoarea aceasta de la margine, culoarea, nu știu cum să-i spun, cred, nu știu dacă e somon, dacă e corect spus. Nu, pe cercul magic o să pornesc și la floricică. Acum, dacă vrem floricica cu 5 petale, deci un ochi de lanț, fac piciorușe dublă reduse. Dacă vrem cu 5 petale, fac 10 piciorușe dublă reduse. Dacă vrem cu 6 petale, facem 12. Deci am 3 deja. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, hai să fac 12, 11, 12, deci am făcut 12 piciorușe duble reduse, strângem cercul magic, o să pun o mărgeluță aici la final. Unim cu piciorușa alunecat. Hai să las eu camera un pic mai jos, că nu trebuie să fie cam sus. Așa. Bun. Începem și facem petalele. Un ochi de lanț care ține loc de un prim picioruș scurt. Exact în același loc facem un picioruș dublu redus. Și în același loc un picioruș dublu. În spațiu următor, în ochiul deasupra piciorușului următor. Facem un picioruș dublu, un picioruș dublu redus și un picioruș scurt. Mergem deasupra piciorușului următor. Picioruș scurt, un picioruș dublu redus exact în același loc și un picioruș dublu. Deasupra piciorușului următor, în următorul. Un picioruș dublu, invers.
un picioruș dublu redus, exact în același loc, da? Și un picioruș scurt. În următorul, picioruș scurt. Și așa ne va ieși floricica noastră cu 6 petale. Pentru că avem 12 ochiuri la bază, folosim câte 2 pentru fiecare petală, ne ies 6 petale. Continuăm. Și am făcut o floricică roșie, deci am făcut 2 roz cu 6 petale și apoi am mai făcut una roșie și 2 galbene cu câte 5 petale. Să știți că asta e făcut cu alize diva, iar acestea sunt cu bumbac făcute. La decor, important e trandafirul pe care o să-l fac mai mare, acela să fie tot din bumbac, ca să așeze frumos. Acum o să fac o frunză, o să vă arăt cum fac și o frunzuliță. Deci, fac așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vreau o frunzuliță mai mare, 9, 10, 11, 12, pe același principiu să fac și frunzulițele mai mici și frunzulițele mai mari. Eu o să vă arăt una mai mărișoară, deci 12, hai, 13, 14, 15, 15 ochiuri de lanț. Acum, din ochiul numărul 2, facem picioruș scurt, 1 și încă 1, 2 piciorușe scurte, 3 piciorușe duble reduse, nu, tot 2, 1, 2 piciorușe duble reduse, unul după altul, da? 2 piciorușe duble reduse. Și aici, la sfârșit, o să-mi rămână 2 scurte și 2 duble reduse. Iar cele de pe mijloc o să le fac duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 piciorușe, da, câte 2 în 6, în cele 6. 2. 3. 4. 5. Deci îmi trebuie 1, 2, 1, 2, încă 1, 6, da? 6, deci 6 duble, 2 duble reduse, 1 și încă 1, și aici în capăt scurte, 1 și încă 1. În felul acesta am făcut pe o parte. Acum ne întoarcem pe partea astălaltă. Deci 1 și încă 1 aici. Deci am 3 piciorușe scurte făcute în capăt. Și acum vin pe partea astălaltă. De aici, piciorul scurt. Deci ăsta e al doilea. 2 duble reduse. 1 și încă 1, 6 duble, 1 așa că mi s-a agață, 2 3 4 5 6 2 duble reduse, 1. Sper că n-am ieșit din cadru, că nu m-am uitat deloc în cameră. Și încă 1, dublu redus. Un picioruș scurt. Și în vârf, un picioruș alunecat am să fac. Bine, aici aș putea să fac
o buclă în brâu. Da, e, ea merge bine și așa. Și gata. Uitați, astfel am făcut o frunzuliță. N-a ieșit mare, a ieșit chiar micuță. Cred că am să fac una și mai mare. Dacă văd eu cum le așez. Pentru că mă gândesc că o să pun un trandafir mare și apoi o să pun floricică. Deci o să pun un trandafir mare pe parte și după aia floricele, dar după ce se usucă pălăria. Apoi o să văd eu cum le așez, în așa fel încât să se arate foarte bine. Deci am făcut o frunzuliță, o să mai fac încă una, cred. O să văd, în funcție de cum așez florile. Și apoi o să trec să fac trandafirul. V-am zis și repet, există tutorial deja cum facem trandafir croșetat. E un trandafiraș foarte ușor de făcut. Continuăm. Lăsăm pălăria la uscat, o apretăm și o lăsăm la uscat și continuăm să lucrăm. Cât facem trandafirul, sigur se usucă și pălăria. Să știți că dacă eu mă grăbesc la uscat, știți cum fac? După ce am apretat o udă îmbibată foarte bine în soluție diluată cu aracet, pun fionul și bate în ea. Și într-o jumătate de oră, o oră, cam așa, cu fionul, dacă îl lăsăm să de aer cald, se usucă pălăria, dacă vrem să grăbim. Sau lăsată peste noapte. Continuăm. Și gata, dragii mei, eu am terminat pălăriuța. Vedeți că am și ornat-o, am cusut floricelele. La floricele și la frunze v-am arătat cum am făcut. Iar la trandafir avem, v-am zis că am tutorial, se numește cum facem trandafir croșetat. Foarte ușor și rapid. E tutorial, dați la căutare pe canalul meu. E unul dintre tutorialele mele mai de la început. Dar am păstrat aceeași regulă ca acolo. Eu zic că a ieșit superb. Superbă pălăriuța. Ia să o scot după... Ea se duce, deși e făcută pentru 48, v-am zis, se duce dacă facem un balon și de 50-52 de centimetri, se modelează foarte ușor. Și pe o mărime mai mare. Să știți. Uitați ce frumos arată. V-am zis, mămica nu a vrut un bor foarte mare și borul ușor cloșat. Deci nu drept, ea nu stă perfect drept pe masă. Uitați, se întoarce. Da? Dar așa l-a vrut. Voi dacă vreți să-l faceți drept, înmulțiți un picuț mai mult și dacă îl vreți mai mare, lucrați un pic mai mult la bor. Este ușor apretată, nu e țeapănă, nu e ca tabla, pentru că nici n-a vrut-o așa. Oricum e bumbac și e un picuț aspru. Dacă v-a plăcut și acest proiect, nu uitați să dați like, să dați share, distribuiți și pe pagina personală. Poate fi o idee grozavă pentru unul din prietenii voștri și apoi s-ar putea să vă mulțumească. Mie îmi place extraordinar de mult, sper că v-a plăcut și vouă și ați lucrat alături de mine. Să ne vedem pe data viitoare cu un nou proiect, cu o nouă idee. Sănătoși și voioși! La revedere!